Zunivers Podcasts. Sportul l-am început, cred că amândoi, la vârsta de 14 ani și cred că amândoi am avut cam aceeași poveste. Am fost selecționați în școlile generale. A venit antrenorul la școală și mi-a vorbit despre canotaj. Poveștile noastre de început sunt cam la fel pentru toți. Antrenorii mergând în selecție și apoi, într-un fel sau altul, ajungem în centrele de juniori din țară. Și în selecție acolo ce vă spuneau? Veniți la canotaj, că o să fie bine, o să aveți succes. Puteți ajunge campioni, că vă puteți croi un viitor, o să fie părinții mândri de voi. Am ajuns acasă, le-am spus părinților că a venit o doamnă antrenoare, a venit în selecție și am fost selecționat pentru a merge la canotaj. Ok, dar mama ta nu a spus direct da, corect? N-a spus din prima dată. Cumva mama s-a lăsat înduplecată puțin mai ușor decât tata, care era cu nu. De ce? Pentru că aveam 14 ani și urma să plec la 800 de kilometri de casă. Practic tăiam țara în două. Și în continuare, fiind vorba de mamă, după 11 ani mama plânge de fiecare dată când plec de acasă, adică inclusiv acum. Pe acea vreme cât am făcut eu junioratul, clubul Orșova a fost numit cel mai bun club sportiv de juniori din lume, fiindcă a avut cei mai mulți campioni mondiali. Uite, n-am știut asta, ce fain! Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Da, era la un moment dat pepiniera cu cei mai mulți campioni ai României. Și voi știați asta din moment? În mare parte noi de la Orșova suntem și în momentul de față, în lotul olimpic, foarte mulți sportivi suntem cu proveniență de la CSS Traian Lalescu Orșova. După mine au început să vină alții colegi nou veniți. Uh-huh. Și cu timpul, ușor, ușor, începeau să mă bată. Ba la o alergare, ba la un antrenament pe apă sau în sală. Și nu mi-a convenit acest lucru și de atunci mi-am propus să nu mai las pe nimeni care vine din urmă să mă bată și ușor, ușor m-am motivat de la antrenament la antrenament, am muncit mult și am reușit să fac acest lucru, să fiu cel mai bun. Pe mal suntem prieteni sau fiecare își vede treaba lui, dar în barcă trebuie să fim frați, indiferent de relația pe care o avem extra. Dar s-a întâmplat vreodată să fiți partener cu cineva pe care nu îl placeți? Cu siguranță. Eu cu soția, cu Ionela, ne-am cumpărat o casă la Suceava de 4 ani și chiar medaliile ce le-am câștigat împreună de când avem casa, le-am dus la casa noastră. Celelalte pe care le-am câștigat până atunci, fiecare le-a dus la casa părintească. Și vrem să le lăsăm acolo ca să nu putem să le luăm părinților, că ei ne-au spus, luați-le să le aveți la voi. Zic că nu, le lăsăm acolo să vă bucurați și voi de aceste medalii, fiindcă când am început, noi de aici am plecat. Eu la puterea tu, cu Mihai și Elvira Petre. Un podcast Zunivers. Dragilor, astăzi în podcastul al nostru, Eu la puterea tu, avem invitat special. Doi campioni, mare performeni, oameni foarte, foarte serioși, Sergiu Bejan și Marius Cosmiuc. Vă rog frumos să mă lăsați să citesc câteva titluri ale voastre, pentru că sunt foarte, foarte impresionată și recunosc că și Mihai aici, în dreapta mea, abia așteaptă să vă pune multe, multe întrebări, să aflăm cum este relația al voastră. Avem așa, locul 1 la campionatele europene în Germania, locul 1 campionatele mondiale Cehia, locul 2 campionatele europene Italia, locul 2 campionatele europene Polonia. Toate astea în 2 ani. Mie mi se pare incredibil. Mi se pare fantastic că ei de fapt sunt primii canotori români campioni mondiali în proba masculină de dublu rame. Deci oamenii ăștia au scris istorie, iar eu sunt mega emoționat, sunt atât de încântat că îi avem alături de noi.
pentru că iubesc performanța de orice fel ar fi ea și sunt sigur că atât noi, cât și cei care ne urmăresc vor avea multe de învățat. Pentru că până la urmă, demersul Eu la puterea tu este acesta. Ne întâlnim cu cupluri celebre care au făcut performanță, de orice formă sau fel ar fi ele, de la care să învățăm să devenim oameni mai buni în cele din urmă. Așa că bine ați venit, suntem încântați că sunteți alături de noi. Sperăm să ne împărtășiți câteva din secretele voastre, Sergiu și Marius. Hai să o luăm așa, ușor. Toată lumea știe, sunteți super titrați, sunteți campion mondial, sunteți cei mai buni din lume. Dar m-aș întoarce puțin în timp. Cum ați început sportul? În primul rând, bună ziua! Sportul am început, cred că amândoi, la vârsta de 14 ani și cred că amândoi am avut cam aceeași poveste. Am fost selecționați în școlile generale, a venit antrenorul la școală, ne-a ridicat în picioare, a văzut că suntem mai înalți decât restul. Da. Și ne-au luat deoparte ca să vorbim și să ne... Cum v-au luat deoparte, mi imaginez așa, da. Că tu și tu, vino cu mine. Da, să știi că chiar așa a și fost. Și mi-a vorbit despre canotaj. La momentul acela nu aveam habar ce înseamnă acest sport. Mi-a explicat, am început să-mi imaginez așa cam cum ar fi. Chiar nu puteam să... îmi dau seama foarte bine, până mi-a arătat o fotografie cu o barcă și apoi am înțeles așa cam despre ce ar fi vorba. La început nu am fost tocmai de acord să practic acest sport, a fost dificil și părinților mei să mă lase către acest sport, fiindcă sunt singur la părinți și am plecat de la Suceava tocmai la Orșova. Aha, în Mehedinți, foarte departe, da. Deci a fost prima mea călătorie lungă făcută. Iar după ce am ajuns la Orșova, am fost foarte fascinat de acel loc, de colegii pe care îi întâlnisem pe acolo. Erau toți foarte înalți, nu mai mă simțeam eu un om mare deja, mă simțeam pe acolo printre ei un om mic, fiindcă erau mulți care erau mai înalți decât mine și m-a atras acest lucru. Iar după ce am început să fac antrenamentele și a devenit așa o competitivitate între noi, am prins mai mult drag de acest sport și în continuare îl practic cu multă pasiune și mult drag. E foarte interesant momentul acesta în care s-a făcut selecția și cum te-a cucerit acel antrenor. Presupun că nu ți-a arătat un iaht. Nu. Era o poză cu altfel de barcă. Da. În perioada respectivă, mijloacele de informare privind canotajul erau destul de puține. Adică eu mi-amintesc că după ce a venit doamna antrenoare în selecție, am mers acasă și, bineînțeles, am căutat pe YouTube, pe Google și mi-amintesc că aveam în cap ideea, băi, merg la Orșova și mă dau cu canoia. Dar nu era deloc așa, adică eu văzusem cu totul alt sport. Da, ok, hai să vedem. Și când am ajuns acolo, zic, stai un pic, că, da, într-adevăr, este tot sport pe apă, tot cu bărci, dar nu e canotaj. Dar a fost destul de plăcut. Dar ce v-a atras? Cum v-au convins ei să mergeți? Păi, în primul rând, poveștile noastre de început sunt cam la fel pentru toți. Antrenorii mergând în selecție și apoi, într-un fel sau altul, ajungem în centrele de juniori din țară. Și în selecție acolo ce vă spuneau? Veniți la canotaj, că o să fie bine, o să aveți succes. Puteți ajunge campioni, că vă puteți croi un viitor, o să fie părinții mândri de voi. Asta mă gândesc că fiecare părinte e mândru de copilul lui, indiferent dacă este sau nu campion. Dar cu atât mai mult atunci când se întoarce acasă cu o tolbă de medalii. Deci exista promisiunea asta a unui viitor strălucit. Da. Pe care voi ați luat-o în seamă și ați crezut-o. Exact. Da. De aceea ați plecat, amândoi ați plecat la Orșova? Da. Amândoi. Eu vreau să ne oprim un picuț, da. Pentru că vreau să vă imaginez. Eu așa, întreb ca o mamă, bine?
eu nu mi-imaginez că cineva vine, bate la ușa mea și îmi spune, ok, copilul al tău de 14 ani are abilități de, nu știu, canotator, am spus corect? Canotor. Așa, da. Scuze. Soția mea e din Polonia, vorbește așa. Foarte nu, bine românește. Am o curiozitate. Cum ați luat această decizie? Adică mă gândesc că nu numai voi, ați avut totuși 14 ani. E vârsta de liceu, vrei, nu știu, să ieși cu fete, să petreci timpul cu prietenii tăi. Okay. Adică, a fost consiliu de familie? Păi ca să vă faceți o idee, am ajuns acasă, le-am spus părinților că a venit o doamnă antrenoare, a venit în selecție și am fost selecționat pentru a merge la canotaj. Ok, dar mama ta că... nu a spus direct da, corect? A, nu, clar n-a spus din prima da. Cât a durat aceasta? La mine n-a durat foarte mult, pentru că o fostă colegă de-a mamei, fiica ei, Ioana Papuc, a fost, de fapt, este campioană olimpică. Și cumva a primit niște sfaturi din partea ei și le-a zis în felul următor. Decât să-ți reproșeze mai încolo că nu l-ai lăsat și că nu o fost să vadă cum e, mai bine îl lași acum să plece, dacă nu rezistă să întoarce. Asta cumva mama s-a lăsat înduplecată puțin mai ușor decât tata, care era cu nu. De ce? Pentru că aveam 14 ani și urma să plec la 800 de kilometri de casă. Practic tăiam țara în două. Și vă dați seama, eu fiind plecat cel mai mult o lună de zile în vacanță de vară la bunici și asta însemna 20 de kilometri de părtare de casă. Adică nu le era ușor nici lor. Și în continuare, fiind vorba de mamă, după 11 ani mama plânge de fiecare dată când plec de acasă. Adică inclusiv acum. Ok, și cum a fost? Pentru că eu recunosc că și eu am plecat de la părinții mei când am avut 14 ani. Am plecat în alt oraș cu ideea asta să dansez, da? Să continuu cariera ca dansatoare. Dar mă gândesc că cumva sunt curioasă de fapt. Cum a fost la voi? Pentru că voi însemna să plecați, nu știu, o perioadă mai lungă. Eu puteam să mă întorc acasă în fiecare weekend să văd pe părinții mei, da? Dar la voi am înțeles că trebuia să plecați, nu știu, câteva luni. Exact. Eu am fost mai greu de convins, tocmai după 4 luni, după ce a venit prima dată doamna antrenoare să mă selecționeze, m-am reușit să-i conving și pe ai mei și am plecat împreună cu mama și cu bunica. Nu m-am dus singur de capul meu, nu puteau nici ei să mă lase, au vrut să vadă dacă... să vadă dacă cele... ești cu minte, ce se întâmplă acolo, exact. Dacă primești de mâncare, bine. Da, dacă am ajuns într-un loc bun. Și după ce am ajuns acolo cu părinții, s-au liniștit că au văzut că sunt mai mulți copii, că locul arată foarte bine, era curat și a zis da, te lăsăm, e alegerea ta. Și mi-a spus, dacă nu îți place și nu vrei, ne dai un telefon și venim după tine. Și cât timp trebuia să rămâneți acolo inițial? Adică care era planul? Când ați plecat prima dată? Eu când am plecat prima dată, m-am plecat în 2007, în februarie. Și am stat tocmai până în septembrie, pentru că atunci s-a terminat anul competițional. Am avut un campionat național la Constanța. Și m-am întors după acel campionat național cu o medalie de aur și una de argint. Ah, felicitări! Mulțumesc, da. Și când am ajuns acasă, că după concurs am plecat direct acasă, foarte mândri au fost părinții, fiindcă am venit cu acele medalii și eu foarte bucuros să le prezint, să le arăt că sunt bine, că am reușit această performanță. Chiar atunci când am câștigat prima medalie de aur, senzația de atunci a fost ca și anul acesta când am câștigat la campionatul mondial, fiindcă ți-a dat tare pe experiența asta. Adică exact. De la început ai fost un campion. Da. Corect? Acum dacă stau să mă gândesc, când am plecat la Orșova, nu era planul făcut că merg, stau acolo o săptămână, două, trei și mă întorc, sau o lună. Practic noi am plecat acolo să vedem ce se va întâmpla. Nu era o dată în care știam că mă întorc acasă. Eu am plecat în 2011, în septembrie, pe data de 20, și m-am întors de sărbători, de Crăciun. Da, asta sună ca plecarea în armată, știi cum era? Am plecat pe 20, ții minte exact cum ai plecat, cum ți-ai împachetat. Da. E foarte interesant, dar ce mi s-a părut important este că voi ați ajuns la Orșova și ați găsit un loc
care părea a fi ok și părea a fi bine în contextul în care știm cu toții că în România avem mari probleme cu bazele sportive. Cum stau lucrurile la canotaj? Pentru că spuneai că ai ajuns și era curat și era bine și... Da, exact. Atunci am găsit locul foarte bine întreținut, chiar și acum. Cred că este cea mai bună bază de juniori din țară și chiar pe acea vreme cât am făcut eu junioratul, clubul Orșova a fost numit cel mai bun club sportiv de juniori din lume, fiindcă a avut cei mai mulți campioni mondiali. Uite, n-am știut asta, ce fain! Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Da, era la un moment dat pepiniera cu cei mai mulți campioni ai României. Și voi știați asta din moment? Pentru că în mare parte noi de la Orșova suntem și în momentul de față, în lotul olimpic, foarte mulți sportivi suntem cu proveniență de la CSS Traian Lalescu Orșova. Ce duce la succesul ăsta? Sistemul implementat acolo, baza, cred antrenorii? Că, da, cred că baza fiind foarte bine pusă la punct, dar și antrenorii care au avut grijă să ne instruiască, să spun așa, fix cum trebuia. Cum arată o zi de pregătire la Orșova? Ce făceați voi? Ne trezeam la ora 7, la 7.30 aveam primul antrenament. Până și venea antrenorul cu fluierul și... La noi cu portavocea. De vreme era cu portavocea, nu venea cu fluierul. Și ieșeam pe lac, pe Dunăre, făceam aproximativ 12-14 kilometri. La ora 9:30 terminam și aveam aproximativ 35 de minute să ajungem în cameră, să facem duș, să mâncăm, să ajungem și la școală. Ok. Deci ești o mare parte, da, este și școala, da? Asta da, nu înseamnă aveam, că... începeam orele la ora 10 și le terminam în funcție de zi la ora 13, 14 sau 15. Uh-huh. În zilele în care terminam la 15, ajungeam la bază, mâncam prânzul și apoi ieșeam la antrenament. Din nou? Din nou, da. La al doilea antrenament și seara aveam oră de lectură, ne adunam toți, ne făceam temele și apoi odihnă. Practic era gata ziua. La ce oră mergeați la culcare? La 22.30 punct era stingerea. Ok. Adică am fost prins și la 22.31 și... Și nimeni nu abata, adică de obicei, nu știu cât mergeam noi în cantonamente. Bine, noi nu am stat în cantonamente, da. 11 luni pe an, cum am înțeles da. Că ați stat voi, da, o săptămână de cantonament era o săptămână una, și două, de uneori distracție. Putea fi și o lună. Da, da, exact. Absolut. Adică erau și fete și băieți acolo sau doar da, băieți? Da, voiam să zic că la 22.31 am fost prins cu becul aprins și ne-a scos la genoflexiune. Adică eram la modul, bă, la 22.30 punct trebuie să dormi. Da, erau și fete și băieți, dar fiecare etajul era treaba unu, lui. Etajul 1 era al băieților și etajul 2 al fetelor. Am înțeles. Cam deci voi mai făcea și scări în plus față de... Nu prea aveam voie să urcăm mai sus de etajul. Era interzis. Dacă ajungeam la etajul 2, nu era bine. Ce da. Se întâmpla dacă vă prindea cineva la etajul 2? Cerea socoteală. La antrenor și așa că mai bine evitam socotelile și stăteam liniștiți. Nu puteai să spui și tu că nu mai ai pastă de dinți și te-ai Nu ținea. Vrăjeala asta. Pedeapsă direct. Da. Era fizică, presupun. Acum, efectiv. Trecând prin atâtea chestii, înțelegem de ce erau regulile respective. Uh-huh. Și atunci? Da, atunci nu prea eram de acord. Ni se păreau că erau împotriva noastră. Da. Exact, le luați personal. Da, da. Uh-huh. Dar după ce a trecut timpul, acum realizăm că toate acele pedepse sau... ore pe care le aveam sau activități ce le făceam erau în folosul nostru pentru că aveam sâmbătă seara, organizam și discotecă și ne punea pe toți să dansăm fiindcă, acolo tata, vezi? Da, fiindcă nu toți sunt buni dansatori și ca să cumva să-i oblige, adică să-i forțeze să danseze și ei să își dea drumul la picioare le spunea
ori dansați, ori faceți genuflexiuni. Nu cred! Băi, cât de tare e asta, mă! Și, respect sistemului de canotaj din România, Federației, bravo! Și mie mi se pare că dansul trebuie implementat oriunde, face numai bine. Adică la un moment dat ai nevoie de el și atunci nouă ni se părea, cum a spus și Marius mai devreme, ni se părea ceva împotriva noastră, că nu, dar de ce să mă obligi sau de ce să trebuiască să fac și ce asta? Vă, dansează! Da, și cum, mai cum începeați voi? Când mergeai la o nuntă sau ceva și nu știai să dansezi, erai mamă, dar ce bine era dacă dansam la ori jumătate. Auzi, de eu, eu sunt tare curios. Cine făcea playlist-ul pentru discotecă? Tot noi. Aveam, de obicei erau câțiva colegi care DJ. Ei erau, da, DJ-ul. Și atunci presupun că etajul 1 și etajul 2 se întâlneau pentru atunci, a celebra. Da. Asta era sâmbăta. Da, sâmbăta în sala de mese, cu antrenorii pe lângă noi. Aha, stăteau la supraveghere. Ok, da. Înțeleg. Și cum dansați? Cu... La început, cum știam. Să nu spui că ați luat și cursuri la un moment dat. Nu. Vă învățau tot antrenorii. Eu am prins cursuri. Eu am prins, da, exact, la un moment dat am avut o discotecă doar cu muzică populară. Ok. Și... am dansat în hori, în doi și ușor, ușor ne-am învățat. Acum, după cum a zis Sergiu, când ajungem, când mergem la nunții, mulțumim domnilor antrenori de acolo că au fost așa stricți cu noi și că ne-au pus să învățăm să dansăm. Mario, sunt tare curios apropo de petrecerile astea. Tu acolo ai cunoscut-o pe soția ta în cantonament? Da, la Orșova am cunoscut-o pe Ionela. Într-o sâmbătă la discotecă? Da. Mai ții minte momentul în care ți-ai făcut curaj să o inviți la dans? Nu prea aveam atunci curaj să o invit la dans pentru că eu nu am fost un dansator, nu mi-a plăcut să dansez, eram împiedicat cum mă numește ea. Chiar ea m-a învățat să dansez muzică populară și... o apreciez pentru acest lucru. Acum ne descurcăm foarte bine împreună și chiar îmi place. Deci așa s-a legat. Da. La discoteca de sâmbătă. Da. Pe acorduri populare românești. Ce a zis? Măi, tu ești ca un împiedicat, ia vino să te învăț aici că... Moldovenenii, moldovenești. Da. Ah, ok, erați și pe regiuni. Când creați playlist-ul, țineați cont de asta? Ținând cont că aproximativ 95% din sportivi sunt din zona Moldovei și a Bucovinei. De ce crezi că se întâmplă asta? Cred sunt că mai suntem înalți, mai rezistenți, mai să zic, învățați cu munca, mai serioși. Mm-hmm. Adică și generațiile de aur, de acum mulți ani, tot din zona de nord a țării provin. Bine, okay. La voi e mândrie că și voi sunteți generația de aur, adică nu vorbim ca la fotbal, generația de aur și ne gândim doar la trecut, la voi putem spune că e generația de aur și cea actuală, cea prezentă, generația de acum, activii de acum. Da. Asta da, e lucru mare. Toate bune și frumoase, așa, discoteca, lucrurile bune și faine se întâmplă acolo, dar mă gândesc că nu a fost... chiar numai totul pozitiv, pentru că mulți băieți înseamnă, nu știu, pentru mine egal cu multe bătăi. Ați avut și momentele astea în care... Nu prea au fost bătăi între băieți. Deci băieții între se fete. Nu, nu, nu. Nu, nici între fete. Cred că disciplina pe care o impunea domnul antrenor te responsabiliza în așa fel încât nici să nu cauți bătaie, nici să nu te implici în vreun fel. Adică eram destul de liniștiți. Cel puțin generația pe care am prins-o eu, fiind o oarecare diferență între noi. Asta e un mesaj pentru toate mamele. Dacă vreți un sport de performanță, canotajul e un sport sigur. Băieții nu se bat acolo, stau cu minței. Da, noi aveam experiența asta. Țin minte că făceam cantonamente pe la 2 mai și erau mai multe sporturi. Și se mai întâmplau fel de altercații. Cum mai fi fost un eveniment sau două la câteva luni. Normal, da. E vârsta, dar nu nimic grav sau să fie o regulă, băi. Sâmbătă seara după discotecă ne batem. Nu. Nu era. E cum plan. Păi nu că în Moldova am auzit că se mai întâmplă. Apropo, nu știu că eu sunt bucovinan. Nu știu. Bravo, bravo. Da. În Moldova nu știu, sunt bucovinan. Și asta e bună, apreciez această distincție foarte clară. Bun, antrenamente. Au trecut anii. Tu spui că ai avut succes aproape imediat.
La tine cum a fost? A venit succesul tot așa repede? La după... mine prima medalie de aur, de bronz, prima medalie la seniori a venit în anul 2018, uh-huh, la campionatul european de la Glasgow, unde am obținut bronzul cu băieții de la 8+1. Aia a fost prima medalie mai importantă la nivel de seniori. Uh-huh. Până acolo am avut în anul 2014 un titlu de vicecampion mondial de juniori și în 2017 tot vicecampion mondial de tineret. Care e drumul către aceste rezultate? Pentru că voi ați fost campion și de junior și de tineret, după care ați ajuns campion la seniori. Voi aveați proiecția asta? Adică în momentul în care ați câștigat la juniori, tineret, simțați că avem o școală bună, aveați încredere că la un moment dat veți ajunge la seniori, campion mondial? Da. Chiar... cum am început eu, la început când am ajuns la Orșova, chiar făceam antrenamentele, nu eram foarte atras de ele. Dar după mine au început să vină alții colegi nou veniți. Uh-huh. Și cu timpul, ușor, ușor, începeau să mă bată. Ba la o alergare, ba la un antrenament pe apă sau în sală. Și nu mi-a convenit acest lucru și de atunci mi-am propus să nu mai las pe nimeni să, care vine din urmă să, să mă bată și ușor, ușor m-am motivat de la antrenament la antrenament, am muncit mult și am reușit să fac acest lucru, să... fiu cel mai bun la acel moment. E foarte interesant momentul ăsta, că e un declic, adică în viața fiecărui sportiv e un moment în care spui, bă, gata, trebuie să mă pun pe treabă că nu mai merge așa. Eu personal l-am avut odată când nu eram campion național, nu eram cel mai bun din grupă, eram la, nu știu, cred că eram al patrulea, al cincilea din club, nu vorbesc de țară sau de Europa sau de lume. Și țin minte că antrenorul meu la un moment dat a spus, ok, e un campionat european de gimnastică în București și noi trebuie să facem o demonstrație de dans. La această demonstrație participă, nu știu, trei colegi de-ai mei, pe mine nu m-a luat. Și ăla a fost momentul, eu îl identific foarte clar, în care am zis, bă, nu se mai poate așa, deci de mâine rup, că nu. La tine a fost momentul în care veneau ceilalți noi, da, și te întreceau. Tu ai avut un astfel de moment? Nu mi-amintesc, acum că zici Marius, nu mi-amintesc să fi avut un moment de genul ăsta. Ceea ce mi-am propus încă de când am plecat de acasă, pentru că am realizat după câțiva ani, eu am avut un coleg care mi-a zis când am fost selecționat că nu voi rezista și că mă voi întoarce. Ah, deci asta a fost trigger-ul. Cred că asta a fost un impuls și o motivație în plus și în momentul în care am plecat de acasă am fost hotărât să-mi croiesc un viitor și să nu mă întorc cu coada între picioare acasă. Mm-hmm. Deci ce înțeleg eu de la voi e că în viața fiecăruia a existat un moment mai puțin plăcut care a schimbat ceva și care de fapt v-a dus la performanță. Adică pe tine probabil că te-a deranjat foarte puternic ce, da, a zis acel prieten. Dar chestia asta am realizat-o după câțiva ani. Pentru că atunci, mm-hmm, probabil am luat-o, de unde știi tu că n-o să rezist? Sau poate în felul ăsta am calculat-o. Dar ți-ai dat seama că a rămas undeva în subconștient, da, și că acela a fost motorul. A fost motorul și... Iar pentru tine faptul că te depășeau ceilalți. Deci da, e tot o experiență negativă cumva, da, percepută, da, negativ, care a schimbat ceva în... Dar care a ajutat în felul ei. Mm-hmm. Asta e foarte, foarte interesant. Pentru că, nu știu, eu cred că avem cu toții și cei care ne urmăresc momente pe care inițial le interpretăm ca fiind ceva rău sau ca fiind ceva ce ne atinge, neplăcut, o experiență negativă care, iată, în cele din urmă duce la lucruri foarte bune. Bun, și ce ați zis? Ați început să vă antrenați din ce în ce mai mult. Ce ați schimbat, de fapt? Cred că încrederea în noi, fiindcă la început doar visam să ajungem campioni mondiali sau europeni, până să se întâmple acest lucru am muncit foarte mult. Prima dată când am ieșit campion mondial la juniori a fost în 2010 și cu atât mai frumos pentru mine a însemnat acest lucru că și anul acesta la campionatul mondial am ieșit
tot campion, în același loc unde am ieșit și la junior în 2010. Da, deci ești... locul acesta în Cehia, la Racice, este un loc plin de emoție pentru mine. Foarte frumos. Eu mă amintesc cât de mândru eram când am ieșit pentru prima dată campion național. Eu am început în septembrie 2011 și undeva prin aprilie 2012 a fost campionatul național de fond. Și am tras dublu vâsle și am plecat de la Orșova, zic, mamă, ce mi-aș dori să ies campion național la anul ăsta, fiind prima competiție la nivelul ăla important. Și știu că am câștigat atunci și eram, doamne, campion național, mi se părea că sunt zero pe pământ. Dar nu vă faceți calcule, uite, nu știu, e Cutărescu, Cutărescu, poate să mă întreacă, e mai bun. Competiția, a fost competiția. Atunci eram destul de mici, nu-i cunoșteam pe ceilalți colegi, fiind campionat național, veneau de la alte centre și nu aveam habar. Dar acum, da, ne facem calcule și strategii. Ați ajuns campioni destul de repede. Acum e mai greu să apere acest titlu? Că mă gândesc că vin foarte mulți din spate care vor să vă ia locul. Da, este dificil să ne păstrăm titlurile. Chiar după acest an, noi ce ne-am propus este să muncim mult mai serios în continuare, fiindcă toți acum sunt cu ochii pe noi. Ne privesc pe noi cei mai buni și își doresc ca să ne bată pe noi. Noi formăm echipă de anul acesta și chiar cred că din februarie-martie. Nu de foarte mult timp. Cine v-a pus împreună? Cum v-ați cunoscut? Că știu că în sportul vostru se încearcă fel de fel de combinații. Adică voi începeți poate individual, după aia mergeți la 8, 2. Da, se fac anumite selecții la început de an. Anul trecut fiind primul an după Jocurile Olimpice, cumva toate echipele s-au destrămat, s-au separat pentru a face din nou selecție și a oferi șansa și altor sportivi de a arăta ceea ce pot. Cine v-a pus împreună? Și cum ați ajuns la combinația asta fericită? În urma unor selecții și, din păcate, Ciprian, fostul colega lui Marius, a avut o accidentare, iar în urma acelei selecții eu am ajuns cu Marius în barcă. Noi ne-am continuat pregătirea cu gândul că Ciprian o să-și revină și probabil o să intre în locul meu, dar el a continuat pe proba de patru vâsle și la noi barca a mers din ce în ce mai bine, chiar din primele antrenamente, și asta ne-a oferit un plus de încredere. Cum arată selecția asta? Adică tu ce trebuia să bifezi ca să ajungi cu Marius în barcă? Suntem 9 echipe, 9 bărci, de exemplu, și tragem 9 piste, se numește, 9 curse, în care schimbăm fiecare cu fiecare. Aha. Adică eu trag cu Marius o cursă, apoi următorul coleg trage și el cu Marius și tot așa, ca să tragă fiecare cu fiecare, și la final se face un timp și se face un clasament. Aha. Vezi, asta e foarte tare. Întotdeauna am fost un pic gelos pe sporturile astea cu cronometru sau exacte, știi? Și la noi locurile în barcă nu le face antrenorul sau nu hotărăște cine le face? Prestația ta în selecțiile respective. După cum... Voi vă cunoșteați? Vă cunoșteați, corect? Da. Suntem în același. Și dacă nu vă placeați, cum ar fi? Există așa ceva? Există? Pe mal suntem prieteni sau fiecare își vede treaba lui. Dar în barcă trebuie să fim frați. Indiferent de relația pe care o avem extra. Extra. Dar s-a întâmplat vreodată să fiți partener cu cineva pe care nu îl placeți? Cu siguranță. Am văzut privirea. Deja s-a gândit la tipul ăla, știi? Nu-i spunem numele, stai liniștit. S-a întâmplat ăla. Adică cu siguranță. Nu ai cum să placi pe oricine. Da, normal. Eu am avut un partener, iartă-mă că te întrerup, dar nu, și eu nicio am problemă. Avut te rog, întrerupe-mă tu, pentru că oricum lumea spune că eu te întrerup pe tine. Deci, te rog frumos, întrerupe-mă de câte ori poți. Așa funcționează o pereche perfectă. Lași soția să te întrerupă. Și eu am avut așa un și partener. Așa și la tine. Iartă-mă că te întrerupem, dar cum? La tine e la fel, nu? Da. Noi avem puțin... Punem o bere... Nu, o bere nu putem, că voi sunteți sportiv model, dar începem să discutăm despre soții. Mi se pare tare fain că... pentru că și eu am trecut personal prin experiența asta, am dansat cu cineva
pe care de care nu-mi placea. Nu-mi placea nici neapărat în dans, nici neapărat în viața de zi cu zi, dar știam că fac acest lucru cu un scop. Adică am avut un scop să mă duc înainte. Și da? Nu să vorbește nu despre mine, da? Aș vrea să fac această mențiune să se înțeleagă foarte clar. Nu vorbesc despre tine, dar ce e tare fain că cumva poți să treci peste asta și să lași lucrurile astea la o parte și să-ți vezi de treaba ta. Să lupți pentru același scop până la urmă, asta e să-ți privești oarecum interesul. Dar cum reușești? Ce îți spui? Pentru că foarte multe lucruri se distrug din cauza faptului că nu e bine gestionată o relație. Și noi aici vrem să învățăm de la voi. Ai spus, da, bineînțeles că am lucrat cu, dar în barcă suntem frați. Cum reușești să te faci frate când pășești în barcă? Când tu ai, nu știu, zile de experiențe negative, nu-ți place omul, nu? Cum? Care-i cheia succesului acolo? Poți să-mi spui cum te gândești, din care-i modul tău de aborda? Din punctul meu de vedere și din experiența pe care am acumulat-o de-a lungul anilor, consider că atunci când știi câtă muncă ai în spate, câtă muncă ai depus și vrei să obții rezultatul dorit, trebuie să închizi ochii, să spun așa, să încerci să lași de la tine, cel puțin așa sunt eu, las de la mine doar ca să fie bine, să fie liniște și bine. Deci lași de la tine, da. Și tu cum faci, Marius? Trebuie să fie o armonie în barcă. Odată ce sunt tensiuni, barca nu mai merge la fel de bine, fiindcă acele tensiuni te fac pe tine mai rigid. Însă noi, în mișcarea de vislit pe care o facem, trebuie să fim cât mai relaxați, fără alte tensiuni. Noi trebuie să ne știm chiar și problemele personale pe care le avem, fiindcă dacă Sergiu are o problemă personală pe care îl frământă și se întristează din cauza asta și eu nu știu, îl simt în barcă, simt că e mult mai tensionat, mai rigid și trebuie să discut cu el, adică să înțeleg, să îl liniștesc, pentru că așa va funcționa acea Sunteți barcă. Și prieteni? Da. Chiar la început, când am format această barcă, Sergiu nu era foarte deschis față de mine, fiindcă avea nesiguranța că nu știa, poate, cum a zis el, poate celălalt coleg Ciprian îi va lua din nou, va reveni și îi va lua locul. Uh-huh. Până nu a avut o siguranță el că va fi el în barcă, nu s-a deschis față de mine și ușor, ușor, după ce timpul a trecut, am început să-mi povestească cât mai multe și la fel, și barca a început să meargă mult mai bine. Tu l-ai încurajat? Relaxare, da. Da. În sensul ăsta? Cumva la început eu mă simțeam ca o rezervă, să zic așa. Înlocuitor. Știind că am intrat în locul lui Ciprian, care el avea o problemă de sănătate, zic mai probabil eu o să rămân în barcă să-l ajut pe Marius să se antreneze și apoi probabil îmi reiau locul în barca de 1+1. Și de asta eram oarecum mai rezervat și încercam la fiecare antrenament, am încercat să dau totul să fac să meargă echipa cât mai bine, indiferent de care erau urmările. De fapt, marele câștig aici e că ne dăm seama sau nu, de fapt, în momentul ăsta noi vorbim despre ego și vorbim despre oameni care au sentimente și emoții și abordează lucrurile în funcție de acestea. Ce mi se pare mie e că tu erai deja un sport, erai titularul, da? El venea ca o rezervă, nu e plăcut niciodată să fii înlocuitor, adică eu rezonez perfect dacă te gândești, bă, eu îl înlocuiesc pe asta. Păi cum ai reușit tu să te motivezi și să tragi știind că oricând poți pierde din nou acest loc? Asta e întrebarea pentru tine și după aia urmează și pentru tine, Marius. Am prins încredere în Marius, fiindcă i-am simțit experiența, adică eu nu credeam că se simte atât de tare într-o barcă experiența anilor pe care îi avea el și anii în care a stat în barca de două rame, eu venind din 9+1, diferențele sunt destul de majore. Și încă din primele antrenamente l-am simțit pe Marius diferit în spatele meu și simțeam că mă ajută. Apoi treptat ne-am întors la Snagov. Selecția respectivă a avut loc în Italia. Și apoi ne-am întors la Snagov, ne-am continuat antrenamentele. Ce era fixat în mintea mea? Faptul că vreau să-l ajut pe Marius și să-mi fac antrenamentele cât mai bine, indiferent de ce urma să se întâmple.
treptat am văzut cam cum stau lucrurile și deja am prins încredere că la prima competiție voi fi împreună cu Marius, la Cupa Mondială de la Luțerna. Și deja de atunci am început să mă deschid și să fiu mai comunicativ. Cum te ajuta Marius? Marius e o fire destul de liniștită. Are răbdare, observ, calm. Observ. Și chiar mă gândeam zilele trecute, nu așa, am vorbit cu cineva și mă gândeam că noi în decursul lunilor acestea, noi n-am avut nici măcar o discuție mai aprinsă. Wow, adică asta era următoarea întrebare a mea. Deci fie că mai lăsam eu de la mine, că nervii au fost, dar fie țineam eu în mine, fie ținea el, poate s-au simțit, poate nu, dar cert e că n-am avut vreo discuție aprinsă sau să, nu știu, să stăm supărați unul pe altul de pe o zi pe cealaltă. Wow, dar de la ce vin supărările astea? Că unul nu trage nu destul? Nu e vorba de tras, e vorba că, nu știu, ți se pare ție că barca stă mai mult pe dreapta, că nu apasă el, sau stă mai mult pe stânga, că, nu știu, o trage el prea jos, sau mânerul. Și ce zici atunci când simți că stă mai mult pe dreapta? Încerc să faci o corecție în așa fel încât să nu o ia personal, să nu îl deranjezi. Plus că el e în spate, adică tu trebuie să te întorci și cum îi zici? Băi, nu te întorci. Nu te întorci. Mă tragi de gât, uite, trebuie să te car pe ringul de dans. Nu, nu s-a pus problema. Să vezi cât am tăcut. Așa nu am tăcut. Eu râd, pentru că fix același lucru ni s-a întâmplat și nouă. Voi sunteți un cuplu, o pereche, o echipă de, nu știu, un an, doi ani împreună, da? Câteva luni, ok. Eu recunosc că nouă ni s-a întâmplat foarte des să ne certam și știu că o ceartă poate să distrugă un concurs și un eveniment foarte important. De asta e foarte, pentru mine e foarte... Da, cum gestionează? Asta exact, e interesant. Cum gestionez, pentru că eu recunosc că des, ok, ni s-a întâmplat la antrenamente, da, să ne certam. Înainte de un concurs important, bineînțeles că gestionez lucrurile un pic mai diferit, dar se întâmplă să ai scăpar și atunci și e foarte greu să treci peste. Cum faceți voi? De asta am zis că am simțit experiența lui Marius, pentru că chiar dacă eu greșeam și eram... Sigur că am avut momente în care am greșit, da, seama că ai greșit. Îmi dădeam și eu seama și el era în spate calm și încerca să-mi explice, uite, încearcă să faci așa, că să vedem cum îi, facem o schimbare. Uh-huh. Care a fost cel mai bun sfat pe care ți l-a dat? Să... Trage mai tare. Să ne simțim unul pe altul și să fiți atenți unul la celălalt. Da. Asta e foarte interesant. Și din cealaltă perspectivă, cum a fost? Tu erai titular, ai primit un nou coleg în urma unor teste cât se poate de obiective, evidente. Cum ai simțit prima experiență împreună? Ce ai zis? Mamă, asta e bun sau, aoleu, ce mi-ați dat aici? No, no. Cum a fost? Cum ai simțit încă din primele antrenamente pe care le-am făcut împreună a fost foarte bine și mi-a plăcut cum aluneca barca. Noi așa numim, că aluneca barca. Și eram... Asta te relaxează, îți dă încredere și îți creează o plăcere când lucrurile merg bine. Ușor. Simțeai potențialul în el sau voiai să te întorci la cealaltă echipă? Nu, am simțit potențial în Sergio și știam că problema pe care a avut-o Ciprian va dura. Ca să-l mai liniștesc pe Sergio, că am văzut că era așa neîncrezător, i-am spus, nu știu ce planuri are antrenorul cu noi. Să știi că eu nu sunt acum în momentul în care să zic că da, îl vreau pe Ciprian sau îl aștept pe el. Atâta timp cât suntem împreună, vreau să facem barca aceasta să meargă cât se poate de bine. Ce frumos! Da, și asta am și făcut. Mi-a plăcut de Sergiu de la început că a fost foarte receptiv, a ascultat de indicațiile mele. Asta e o notă interesantă. Da. Bătaie știu că am mai luat. De ce? Nu înțeleg. Că, vezi, ar trebui să învățăm și noi, sau mă rog, unii dintre noi, ascultat de indicațiile lui. Adică ascult și eu vorbesc. Așa se face performanța. Vezi? Nu poate să vorbească doi în același timp. Uite, chiar și aici la podcast. De exemplu, iau un exemplu așa. Auzi, tu m-ai condus atâția ani. Și la podcast. Vezi? Deci asculta omul frumos.
frumos de el că avea mai multă experiență, era mai în vârstă și chestiile astea contează în Bucovina, să știi. Da. Îți respecti înaintașii, cine... Ok, și mai departe. Da, și iarăși eu cearta o privesc ca o pierdere de timp, efectiv. De multe ori mai vine Ionela de la antrenament tensionată și toată agitată. Soția ta. Soția, exact. Și când o văd așa agitată, eu, să zic așa, că îmi vine să râd când o văd. Dar te abții de frică. Ce spui? Da, încerc să văd de ce e supărată, să înțeleg cine a supărat-o sau ce a deranjat-o și să încerc să o liniștesc, pentru că asta vreau, că odată ce e liniștită, sunt și eu liniștit. Liniște și pace. Liniște și pace. Happy wife, happy life. Deci, aceea strategie ai aplicat-o și cu Sergiu. Da. Când era mai... îl linișteai mereu. Deci... Vezi, e foarte interesant că în fiecare cuplu pe care l-am întâlnit există unul care calmează situația, stă echilibrat, da, pe, liniștit. De obicei trebuie cineva să vorbească, cineva să asculte, da? Și da. Asta se întâmplă, ca uneori, adică în general relațiile de același nivel emoțional sunt plictisitoare și atunci există polul... Era un moment în care ascultam amândoi și nu vorbea nimeni. Vorbea banca. Interesant. Da. Cum gestionați momentele astea de liniște în care sunteți voi cu voi? Ce vă trece prin cap? Nu știu, hai să luăm... În timpul antrenamentului Să luăm situații diferite. În timpul antrenamentului, cum abordați? Care e dispoziția mentală în care vă aflați? Când aveți o zi mai proastă, de exemplu, te trezești și nu-ți simți corpul așa cum trebuie. Știm cu toții că există... Sunt zile în care nu-ți arde. Sunt zile și zile. Cred că în cele bune e mai simplu. Întotdeauna e o lecție să învățăm cum le gestionăm pe cele mai grele. Ai o zi proastă, te trezești și nu prea ți arde de antrenament. Care-s gândurile? Dar știind... pentru ce lupt și care ar fi obiectivul final, încerci să depășești momentul și să zicem că poate e mai greu până te trezești, mergi la masă, te întorci, lene, oboseală, dar apoi când ieși la antrenament, faci încălzirea și treptat elimini cumva starea asta și încerci să treci peste, dând tot ce poți ca să faci un antrenament cât mai reușit. Că aici chiar există fel de strategii. Unii zic, băi, dacă nu merge mai bine, ia o pauză. Noi nu luăm în calcul treaba cu pauza, fiindcă nu există așa ceva. Pierdem antrenamentul și nu-l mai recuperez. Exact, programul e foarte bine stabilit. Da. Pe cât aveți programul scris? Adică ce plajă de timp? Până la Paris, 2024. Totul e pus pe hârtie. Pe un ciclu olimpic. Ce conține un astfel de program? Adică cum arată programul vostru? Aveți zile libere sau vă antrenați în fiecare zi? Care e? Avem și zile libere. Mm-hmm. Programul nostru într-o săptămână, deci noi într-o săptămână avem doar o jumătate de zi liberă și este duminica. Programul este structurat pe etape, iar la o etapă durează cam o lună de zile. La sfârșit de etapă avem o săptămână liberă, cu un antrenament pe zi, deci liberul tot este cu un antrenament. Un antrenament ce durează în jur de o oră și îl putem face oriunde, acasă sau, nu știu, putem merge în vacanță. Odată ce avem la dispoziție un aparat de văslit, un simulator de văslit sau o bicicletă statică, noi putem să mergem oriunde. Care e proporția între antrenamentul specific și cel în care, nu știu, mergeți la sală, faceți alt gen de sport, de mișcare, alergați, mergeți la sală, care e proporția având între cele două? Programul foarte încărcat, nu prea schimbăm, să zic așa, ramura sau nu schimbăm sportul. Uh-huh.
Fiindcă, de exemplu, dacă vrem să jucăm în fotbal, există șanse mari să ne accidentăm și mai bine evităm. Sau, nu știu, la ski, sporturi de iarnă, la fel, ar fi bine să le evităm, pentru că ne expunem foarte mult și riști o accidentare care te poate costa. Mă refer mai degrabă la pregătirea fizică, în sală sau alergare. Avem antrenamentele, dimineața noi avem antrenamentul de bază care se desfășoară pe apă sau în sală, depinde de perioadă. Apoi după amiază avem o încălzire de 30 de minute, 45 pe bicicletă și apoi ne continuăm în sala de forță. Uh-huh. Uh-huh. Dar în mare parte antrenamentele trebuie să se desfășoare pe apă. La un antrenament facem 24 de kilometri, asta în timpul verii, și sunt zile în care facem două antrenamente pe apă, atât dimineața cât și după amiaza. 24 de kilometri dimineața, 20 după amiaza. Uh-huh. Și recuperarea, odihna? În baza sportivă unde locuim 11 luni din an, avem acolo grup de refacere foarte bine dotat, avem o echipă medicală foarte bine pregătită, ce conține, ce au și masiori, kinetoterapeuți, osteopați, avem și psiholog, avem și nutriționist, avem o, după cum am zis, o echipă deci foarte... Deci echipa e mult mai mare decât... Da. 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 Cum e cu alimentația? Ce mâncați? Cum arată micul dejun al campionilor? O avem pe doamna Camelia Ștefănescu, care se ocupă de nutriția noastră și... Avem bufet suedez, practic îți alegi tu cam ce ai vrea să mănânci, dar cu limite, bineînțeles. Fie, nu știu, lapte cu cereale, fie omletă cu șuncă, ceva brânzeturi, iaurt natural, depinde de gusturile fiecăruia. Ok, dar și cam pe lângă asta, știi că fiecare om are păcaturile lui, da? Pe lângă asta, te duci tu așa din când în când la magazin și ții un baton din asta de ciocolată, vă permiteți sau nu e? Ne mai luăm și noi, da. Da? Deci mai încălcăm regulile. Mai încălcăm, exact. Da. Rare ori sau... Câteodată. Da. Nu se poate spune. Nu consumăm... Strict confidențial. Fast food-uri. Încercăm să consumăm cât mai multă mâncare gătită. Mai ales când suntem în perioada cu competiții, atunci trebuie să fim foarte atenți la ce mâncăm. Mai dăm exemple, că eu sunt curios. La prânz, seara, ce mâncați? Păi avem... E destul de diversificat așa meniul nostru. La prânz avem câte două ciorbe diferite, două feluri de carne sau trei chiar, pui, pește, vită, porc, adică sunt toate... Deci e meniu variat. E un meniu foarte variat, da. Și garnituri, cartofi, orez, paste. Deserturi? Da, avem și desert, prăjituri, fructe. La prânz avem în special ceva dulce și seara fructe. Și seara cât un pahar de vin? Mai răruț. Mai răruț. Dar chiar cum e cu ieșiți și voi la bere? Mai bezi câte o bere? Avem așa un program și termin seara la 18:30-19 antrenamentul, apoi ai de făcut refacere, masaj, terapii dacă ai vreo durere sau simți nevoia de o zonă specifică de recuperat, nu prea ai timp. Uh-huh. Și în jumătatea de zi de duminică nu știi cum să te împarți. Dar în luna aia liberă, când e? Ce lună este? Luna liberă în care plecăm în vacanță? În care, da. Mm-hmm. În general, toată lumea pleacă acasă, că până la urmă nu prea ne vedem familiile, dar atunci e o perioadă mai... Și casa unde este? Aici, în București? La unde? Unde sunt părinți? Sau? Eu cu soția, cu Ionela, ne-am cumpărat o casă la Suceava de 4 ani. Și chiar medaliile ce le-am câștigat împreună de când avem casa, le-am dus la casa noastră. Celelalte pe care le-am câștigat până atunci, fiecare le-a dus la casa părintească. Uh-huh. Și vrem să le lăsăm acolo ca să nu putem să le luăm părinților, că ei ne-au spus, luați-le să le aveți la voi. Că nu, le lăsăm acolo să vă bucurați și voi de aceste medalii, fiindcă când am început, noi de aici am plecat. Îi ai în minte pe părinții tăi când concurezi? Te gândești la ei? Da, de obicei prefer să nu vorbesc cu ei, că sunt foarte emoționați și prefer să-i sun la final, după ce termin cu concursul. Au fost vreodată, v-au văzut la competiții? La competiții în afară nu au
nu au reușit. Dar ne văd când venim acasă și facem antrenamentele, eu îl fac în garaj, mi-am organizat garajul ca o sală de sport, ne văd acolo cum muncim și mama zice tot timpul că nu poate să se uite, că mă vede tot transpirat și cât efort fac acolo, mă întreabă tot timpul cum reușești, cum poți. Dar îi spun că chiar acesta e un antrenament ușor pentru mine, nu e ceva de speriat, e ceva normal. Și tata ce zice? Trage mai tare? Sau? Tata, da, el îi se pare normal. Muncește că e bine. La tine cum e cu părinții? Ai mei au reușit să ajungă la un campionat național pe ergometru în sală, a fost undeva pe la Botoșani și fiind acolo în zonă au reușit să vină, dar nu cred că aș vrea să-i mai duc. De ce? Fiindcă la o competiție foarte destul de mare și intervine oboseala și cumva nu aș vrea să mă vadă chinuindu-mă la o... Ajungând emoții? Vă dau emoții? Eu recunosc că în momentul epuizare. În care știu că părinții mei erau în sala, la masa sau în tribune, aveam emoții parcă și mai mari, dar și dorință mai mare. Da, ne transmit emoții, cum spunea și Marius, să vorbim mai bine după ce se termină competiția decât înainte, că vrând nevrând ne transmit anumite emoții, dar și eu o iau în cap de fiecare dată înaintea startului, chiar atunci. Cum e înaintea startului? La ce vă gândiți? Nu mă gândesc la ceva anume, dar tensiunea și emoțiile sunt destul de mari și astea totul până vezi culoarea verde a semaforului. Înainte de start, cei de acolo îmi spun pregătim și este un moment de liniște, apoi noi așteptăm culoarea verde a semaforului. Până atunci emoțiile sunt foarte mari, după ce s-a făcut culoarea verde și noi am început să vâslim, emoțiile dispar, efectiv. Sunt câteva secunde acolo care par o veșnicie. Da. Ei strigă prima dată toate țările și apoi există un moment așa de pauză, semaforul roșu și noi cu ochii în semaforul ăla și parcă nu mai trece. Nu vă trece nimic prin cap în momentul ăla? Nu, cum vă motivați? Cum zici, hai mă că poți? Suntem fix. Sau fac asta pentru mama, pentru tata, pentru... Ce vă motivează? Ce vă mișcă? Pentru soție, pentru iubită, pentru... Gândurile astea le mai avem, adică cel puțin eu le mai am la încălzire sau înainte să ies pe apă, dar în general la cine te încerc gândești? Să sau la în ce? Mare parte la părinți și la cât am muncit în trecut și unde vreau să ajung. În general mă gândesc cât mai puțin posibil pentru că mă încarc de emoții și eu încerc să elimin cumva emoțiile să fie cât mai puține, mai ales la o competiție de o anvergură largă unde există deja destul de presiune. În ziua dinaintea campionatului mondial cum a fost? Mai țineți minte? Noi am avut pe lângă proba de două rame, am dublat și în barca de 8+1. Și prima dată când am tras în două rame am avut calificările. La început eram hotărât să ne facem cursa, fiind prima cursă, existau și emoții. Însă așteptam semifinala, finala, care erau cursele mult mai importante. Vă așteptați să câștigați? Da și adică da. Am încercat să eliminăm presiunea asta cu trebuie să câștigăm. Chiar vă gândiți la rezultat? Venind campioni europeni, exista o oarecare presiune pe noi, dar am zis să o lăsăm deoparte și chiar dacă toată lumea e cu ochii pe noi, să ne facem cursele și vedem la final care. Bine, dar mă rezultatul. Gândesc că vă cunoașteți adversarii. Adică și eu când mergeam la competiție știam cam unde o să... Nu pot să subestimez pe nimeni. Pentru asta că așa e clar. Cum am apărut eu cu Marius anul acesta, așa putea apărea o altă echipă. E interesant. Cum gestionați eșecul? Pentru că mă gândesc că nu toate concursurile sau... Poate mă înșel, toate concursile ale voastre au fost un succes? Tu n-o scăda. Nu. Asta știu, o întrebare pe care mulți părinți își pun în ziua de astăzi, pentru că ce observ în ultimul timp este că foarte mulți copii și nu numai
în momentul în care au un eșec sau se întâmplă ceva ce nu și-au dorit neapărat să se întâmple, se lasă sau nu mai vor? Da. Voi în concursuri, în competiții, cum gestionați asta? Pe mine mă motivează mai mult eșecul, pentru că eu știu ce pot. De multe ori un eșec, o nereușită se datorează și, nu știu, poate unei zile mai puțin bune sau într-o perioadă care nu te simți tu atunci tocmai bine. Noi chiar la primul concurs, la prima cupă mondială, noi nu am câștigat. Am câștigat finala B, asta înseamnă locul 7. Nu am reușit să ne calificăm în finala A. Sergiu atunci l-a simțit destul de supărat, dar eu am mai trecut prin acest eșec în această probă și știam că nu am fost tocmai bine pregătiți la acel concurs. Asta era pentru că erați cumva o echipă nouă și nu eram vă coordonați încă. Eram o echipă nouă, eu aveam o presiune pe mine și îmi doream cumva să-mi confirm locul. Fiind prima competiție în această echipă, îmi doream, băi, poate să nu să câștigăm, dar măcar să fim acolo la medalie și... Dar ce n-a mers? Care-i motivul? Nu ne-a mers. Când ați analizat după? Era nivelul de pregătire, era bun, eram pe linia cea bună, să zic așa, doar că în momentul respectiv, atât am putut, deci noi ne-am făcut cursele fix așa cum am antrenat. Conform planului. Nu pot să zic că am greșit, exact. Și la acel concurs tot am avut de dublat, adică am tras și în barca de 2 și în barca de 8. Au fost niște curse în plus și asta iarăși a contat. Plus că înaintea plecării zborul nostru s-a anulat și am plecat cu o zi mai târziu. Am ajuns acolo și în următoarea zi noi a trebuit să începem concursul. Nu am avut un timp să ne pregătim, să ne adaptăm cu apa de acolo și... V-a scos din sărite chestia asta? Cu avionul? Ne-a dat cumva peste cap, da. Pentru că mi se pare foarte important să știi să managești exact situațiile astea care nu depind de tine și aș vrea să vă întreb la ce v-ați gândit. Ok, ești un car de nervi pentru că ceva nu merge, tu ai plănuit cumva și un factor extern a apărut, ți-a schimbat traseul. Ce ați zis în momentul în care ați observat situația asta? N-am ajuns când trebuie. Păi, ideea care era a fost că planul? Fie eram nervoși, fie eram liniștiți, urmările erau aceleași. N-avei adică cum tot să mergeam asta la competiție, ajungeam cu o zi mai târziu, pierdeam două antrenamente în care puteam să ne acomodăm cu lacul de acolo, dar trebuia să o facem cumva chiar și în momentele astea în care nu ți ies planurile, să o faci cât mai bine. Și atât, asta a spus, da. Ok, trebuie păi să ne adaptăm. Nu rezolvam nimic dacă ne enervam sau bun. Nu știu. A fost momentul ăsta, clar, n-a fost un succes pentru voi. La analiza de după, ce ați hotărât? Cum ați gestionat situația? S-au făcut niște schimbări, dar și în programul de antrenament. Și în continuare am plecat mai hotărât și mai încrezător pentru campionatul european. Am considerat că Cupa Mondială la care ne-am clasat pe locul 7 a fost o primă competiție, a fost o verificare. Vedem ce avem de schimbat, ce avem de îmbunătățit. Ne-am antrenat mai bine. Antrenorul vostru a făcut schimbările? Da. Domnul Antonio Colamonici. Colamonici. Colamonici, scuzați accentul. El a făcut aceste schimbări. Îl salutăm pe această cale. Da, și mulțumim. Da, el este antrenorul nostru principal, coordonator. El coordonează toată echipa, atât la băieți cât și la fete. Inițial, când a început doar cu echipa de băieți și după care antrenorul de la fete s-a pensionat și a preluat și echipa fetelor. Și ne ajută acest lucru iarăși foarte mult, fiindcă facem cu toții același program, pentru că înainte, când aveam noi băieți antrenorul nostru și fetele antrenorul lor, făceam programele diferite. Și poate nici liberul nu era același. Și mai mult ne și încurcam când ieșeam pe apă la antrenamente decât să ne ajutăm. Acum, în schimb, lucrăm împreună. Când avem antrenamente de intensități, bărcile sunt aliniate în funcție de viteza fiecăruia. Ce înseamnă antrenamente de intensități pentru cei care nu se pricep? Intensități maximale, efort maximal. Ah, ok, am înțeles. Pe distanțe de 500, 1000, 1500 de metri.
Proba noastră, noi la concursuri, tragem 2000 de metri. Distanța aceasta este standard, dar noi la antrenamente nu facem 2000, facem 2000, dar la un, nu la intensitate maxim, de efort maximală, da, mai scăzută. Și cum, după cum ziceam, noi barca noastră, ca și viteză, suntem asemănătoare cu o barcă de 4 vâsle de fete sau 4 rame de fete, da. Și când avem aceste antrenamente, suntem aliniați toate trei, ne dă cu diferența de secunde care este de record, 2, 3, 4 secunde câte sunt, și la final care ajunge primul a câștigat cumva, numim noi în acea zi procentul, că în fiecare zi ne face un procent pe antrenamentul pe care îl facem. Și așa ne vedem și cum ne clasăm față de ceilalți colegi ai noștri, de celelalte echipe. Și la fel, îți dorești să fii primul acolo în... Și ce ați schimbat, efectiv? Poți să-mi dai un secret, două? Ce a spus? Ok, tu trebuie să mănânci mai puțină carne, tu trebuie să faci mai multe flotări. Ați spus că ați schimbat ceva. A fost o schimbare în... un program, să zic așa, pentru că noi suntem cumva, programul e făcut în așa fel încât noi să ajungem la forma fizică maximă la campionatul mondial. Cumva noi la începutul anului eram abia plecasem, să zic așa, spre încărcarea, spre nivelul de antrenament pentru perioada respectivă. Și treptat antrenamentele au luat o cumva s-au schimbat din punctul ăsta de vedere. Și contează foarte mult și temperatura apei, de exemplu, sunt niște factori care se schimbă pe parcursul anului, care influențează. Cum ar fi temperatura apei, bineînțeles, starea noastră fizică. Și nu pot să spun că a fost un ceva, de azi nu mai faci asta sau de mâine fac eu altceva, ca să fie o schimbare majoră sau dintr-o dată. Am fost mult mai atenți noi în antrenamente, în refacerea, în recuperare, să ajungem într-o formă mult mai bine pentru următorul concurs, să fim mai bine pregătiți. Bun, și vine ziua dinaintea mondialelor, în care ce ați făcut? Cum dormiți înainte de un astfel de concurs? Liniștiți? Aveți o noapte? Cel mai bine sau... să te degajezi de emoții și să nu te gândești la ziua care urmează. Fiindcă atunci s-ar putea să te încarci prea mult și să nu te odihnești. Și cum faci asta? Cum te gândești la altceva, nu știu, încerci să-ți găsești activități care să te... Antrenorul... Nu neapărat să te distragă, dar să te ducă cu gândul în altă parte. Antrenorul al vostru este mereu lângă voi la concursuri? La concursuri, da, este tot timpul cu noi prezent și ne ajută foarte mult, mai ales înainte de fiecare cursă. Adună echipa, echipa de 2, de 4, cum sunt, nu toată echipa, și ne vorbește, ne spune ceea ce avem noi de făcut în cursă. El niciodată nu ne-a trimis pe apă să mergem să câștigăm medalii sau să le luăm medalile. El tot timpul a zis că nu ne interesează medalile, noi mergem acolo să ne distrăm, să facem ceea ce am învățat în antrenamente. Cursa pe care noi am pregătit-o tot anul în antrenamente, să facem cursa perfectă. Asta face ca să ne ia puțin presiunea de pe umeri, da. Și chiar dacă vede că e puțină nevoie, nu știu, să ridice puțin adrenalina în tine, te face în așa fel încât să fii cum trebuie, pregătit. De câți ani sunteți antrenați de ei? De la în 2016, din decembrie. Atunci a venit Antonio. Eu recunosc că antrenorul al meu mi-a schimbat viața 100% și o să fiu mereu recunoscătoare pentru acest lucru. Era o persoană care a avut un input extrem de mare și în felul în care am fost ca sportiv, dar și ca om. Mă gândesc că și la voi este la fel. Trebuie să aveți o încredere maximă în acest om. Da. Nu vi s-a întâmplat uneori să vă gândiți, din nou mă pune să repet mișcarea asta, din nou asta, repetitivitate, știu asta deja, poate schimba antrenorul, poate cineva, nu știu, mă ajută mai mult. La început, când a venit Antonio la lot,
clar nu prea avut încredere din partea noastră și eram sceptici, însă pe parcursul anilor și treptat au început să apară rezultate, bineînțeles așa, ne-a câștigat încrederea și deja nu mai punem la îndoială programul lui, adică știm că bă, e greu, dar trebuie să-l facem pentru că o să iasă treaba bună la final. Deci v-a câștigat încrederea prin rezultate. Eu sunt sigur că la concurs voi fi în formă cea mai bună. Nu avem dubii că ajungem acolo și nu mai putem sau nu reușim să facem cursa... Cât ține de antrenor și cât ține de voi? Că e interesant, dar ai încredere în program pentru că știi că vei livra. Da. Dar poate că e și la tine problema sau nu se pune problema așa. El când a venit, în primul rând la noi a schimbat mentalitatea, pentru că noi nu mai aveam încredere în noi. Eu cel puțin terminasem în acel an, în 2016, Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Am venit atunci ultimul și eram foarte dezamăgit de acel loc și mă întrebam în continuare ce fac, pentru că am fost atunci o perioadă în care nu am avut rezultate. A venit antrenorul italian, a venit cu un alt plan de pregătire, cu idei noi și asta mi-a atras atenția și am zis hai să-i dau o șansă să văd ce vrea să facă cu noi. Și l-am urmat încă de la început și chiar din primul an, în 2017, au început să vină și rezultatele. După ce au început să vină din nou rezultatele, știam că omul face treaba corectă. Și încrederea mea tot creștea de la an la an în dânsul. Acum sunt foarte sigur în cunoștințele lui. Sunteți și, scuze, iartă-mă, Mihai, sunteți și prieteni? Eu, de exemplu, vă spun așa, din punctul al meu de vedere și ca antrenor acum, simt că în momentul în care nu câștig încrederea unui copil, nu câștig o parte din iubirea lui, copilul ăsta nu dă randament, adică nu face 100% și simt așa că cumva există o frână în potențialul al lui. Sunteți și prieteni cu antrenorul al vostru? Adică știe lucrurile din viața al voastră, nu știu, personală, privată, ce se întâmplă, ce merge bine, nu? Sau e strict o relație așa profesională, intră la antrenament și îți pune 100 de flotări? Nu, noi tot timpul când am avut probleme însemnând nu ne merge barca sau altele, ne-am dus și am vorbit cu dânsul. El tot timpul ne-a ascultat și de multe ori chiar psihologică treaba, am avut perioade în care nu ne mergea barca, dânsul nu era cu noi, era în Italia, a fost o perioadă când a trebuit să meargă pentru un alt concurs și așteptam să vină, să-i spunem că Antonio, nu merge barca. A venit Antonio, ne-am dus la el, i-am spus, Antonio, ceva se întâmplă, nu ne merge. Problem. Da, și chiar de atunci, de ziua aia când ne-am spus că nu mai merge barca, din ziua următoare, la următorul antrenament, barca a început să meargă. Nu am făcut doar nimic. Și apoi vine antrenorul la noi și râdea de noi, exact cuvintele noastre le spunea, Antonio, nu merge barca. Și apoi arăta lista cu timp. Și cum nu merge barca? Cum nu merge barca, da. Uite, asta se întâmplă cu foarte mulți sportivi și nouă ni s-a întâmplat. Antrenorul al nostru, am avut un antrenor în România, antrenorul al tău și antrenorul al meu din Polonia, dar existau și perioade în care ne antrenam singuri și eu recunosc că perioadele astea erau cele mai grele, pentru că e greu să gestionezi nu numai ce ai de făcut, dar și psihic e foarte dificil. De asta e bine să ai lângă tine de fiecare dată o care persoană să te susțină, să te ajute, pentru că sunt momente când nu mai poți efectiv și ai nevoie de cineva care să te împingă de la spate. Da, și el e și un foarte bun psiholog. Pe partea psihică stă foarte bine. Chiar, să zic așa, o povestioare. În 2018 eram în barcă cu celălalt coleg, cu Ciprian, și înainte cu mai puțin de 2 săptămâni de campionatul mondial, ne-am ciocnit pe lac cu o altă barcă. Eu atunci m-am lovit puțin la spate, barca noastră s-a spart și nu a mai putut fi folosită. Și era și o barcă specială, fiindcă
acea barcă în 2017, cu un an mai devreme, au câștigat pe acea barcă doi italieni. Și era și foarte scumpă, fiindcă era carbonul din care era ea făcută, era făcut în colaborare cu cei de la Ferrari. Chiar și așa noi numisem barca, barca Ferrari. Mm-hmm. Era și dublă la preț. Și noi eram foarte supărați atunci că ne-am spart barca, mai era puțin, vinea campionatul mondial, ce facem? Prima dată când ne-a văzut Antonio, na, ne-a întrebat dacă suntem bine, asta îl interesa, nu... Și noi, că noi suntem bine, dar barca, ce facem cu ea? Și am stat o zi supărați, după care a venit la noi și ne-a spus să stăm liniștiți, pentru că când a fost făcută această barcă, au fost făcute două bărci la fel. Și că a vorbit cu cei care ne fac bărcile să ne-o dea pe cealaltă. Numai că va trebui să mergem mai devreme la campionatul mondial ca să testăm barca. Campionatul mondial atunci era la Bulgari, am plecat cu microbuzul, cu antrenorul, ne-am dus mai devreme, am ajuns acolo, am luat barca în primire, când ne-am uitat la barcă, nu prea arăta așa ca un Ferrari. Ca un Ferrari, da. Am reglat-o cum facem noi, cum avem reglajele noastre, s-au potrivit acolo totul bine, am ieșit pe apă, chiar ni se părea mai bine pe acea barcă. Am concurat la acel concurs, la fel am luat un loc foarte bun, locul 2, după foarte mult timp la campionatul mondial și după concurs am aflat că de fapt acea barcă era o barcă ca oricare, nu avea nimic special. Dar, asta dar voi știați, era placebo de fapt, era o barcă placebo. Da. Dar la voi contează ca la Formula 1 barca? Adică poți da, să... Da. Ah, deci trebuie să fii... Dar mă gândesc că la mondiale finaliștii au toți bărci. Chiar dacă au, chiar dacă sunt diferite ca și structură sau ca și firmă, că sunt, de exemplu, cei de la Empahar, care au altă construcție a bărcilor, uh-huh, ele trebuie să aibă anumite kilograme. Uh-huh. Adică dacă noi după competiție suntem luați la cântar și barca noastră are mai puțin de 26 de kilograme, barca, mă refer, simplă, fără da, da, fără da, lame și da, fără da, noi, da, putem fi descalificați. Ați pierdut. Da. Da. Spuneai un lucru foarte interesant, Marius, despre momentul în care ai avut rezultatul mai prost, erai dezamăgit și te gândeai ce se întâmplă în continuare. Da. Și sunt foarte curios... sunt foarte curios ce se întâmplă în continuare cu voi. Cum decurge după? V-ați gândit la viitor? Ce se întâmplă cu viața unui mare sportiv de performanță în România după ce au trecut anii de glorie? Voi cum vă vedeți? Acum sunteți pe val, sunteți campion mondial, ok? Inspirați o grămadă de tineri să meargă și să facă asta. Cum arată viața unui campion mondial sau, mă rog, cum vedeți, credeți? Voi. Cum vedeți voi situația asta? Ce o să faceți? Veți fi antrenor? Din ce vă veți câștiga existența? Care e sistemul? Da. Momentan nu ne-am gândit la ceea ce vom face. Vrem să facem exact după. Vrem să ne concentrăm toată atenția asupra canotajului, asupra sportului. Și ușor, ușor, când către momentul când ne vom retrage, atunci vrem să ne gândim ceea ce vrem să facem și după. Adică poți trăi, o pun da, mai direct, poți trăi decent după ce te oprești? Depinde nu știu, ce performanță ai avut. Depinde de... Ce performanță ai avut. Da, da. Ok. Ne putem face și antrenori. Unii dintre noi avem școala de antrenori terminată, unii abia vor să se înscrie și sunt câteva oportunități, câteva șanse, să zic. La voi e clar că ați avut, adică sunteți da, niște nume mari, sunteți campion mondial. Ce puteți face? Deveniți antrenori în România? România văd că are antrenor un italian. Asta, dar chiar, sunt centre în toată țara, până la urmă centre de juniori, de tineret, locuri unde se antrenează și cei de la nivel de tineret, seniori, adică uh-huh, te poți face antrenor. Ok. Și e în regulă, adică ai antrenor, un salariu... profesor de sport, acum depinde de viziunea fiecăruia și ce
vrea să facă. Bine, profesor de sport, sincer, nu știu dacă... Da, nu știu, eu nu m-aș vedea profesor. Să mergi la o școală și să fii profesor de sport? La cât de mare performanță ați făcut? Adică eu tot, tot respectul, tot respectul pentru profesorii de sport, că până la urmă ei sunt foarte importanți, că ei ne... Adică au un rol esențial. Profesorii de sport din școală, după mine, sunt niște eroi, pentru că sunt cei care inspiră pe tineri să meargă la sportul de înaltă performanță. Dar eu mă gândesc că totuși, respectând exact cum spuneai tu, nivelul la care ai ajuns, ar trebui cumva poate să încep să te adresezi unei elite, adică să nu faci chiar preselecția. Mă gândesc, nu știu, așa e sau nu? Trebuie să o iei de la început, aș putea spune jos. Că eu până acum m-am cam lăsat dus de val, așa. Am lăsat lucrurile să curgă în ordinea firească a lor. Uh-huh. Ce a vrut Dumnezeu să se întâmple cu mine, cam asta s-a întâmplat. Uh-huh. Și mai am o chestie pe care mă bazez, o vorbă de la noi din Bucovina, ce ți-ai scris, în frunte ți-ai pus. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că dacă e să se întâmple ceva, o să se întâmple la un moment dat. Clar, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traist, adică trebuie să mai faci tu ceva pe lângă. Crezi în Dumnezeu? Da. Amândoi credem, da. Iarăși un lucru pe care l-am apreciat la Sergiu este că este credincios și suntem amândoi și odată ce avem credință, cu siguranță avem și încredere că vom putea reuși. Că viața unui sportiv nu face o parte cumva din viața voastră. Există și viața personală. Fiecare dintre voi presupun că moare. Cum gestionați asta? Adică tu ok, înțeleg că soția ta este mai mult timp împreună cu tine pentru că... Da, cum tu să ne spui. Da! Încerc să-mi organizez timpul liber în așa fel încât să mă ocup și de viața personală. Eu sunt și pasionat de fotografie și atunci când am timp liber, în special vara, fiindcă se întunecă mai târziu, ies la fotografia destul de mult. Uh-huh. Dar în ceea ce ține de viața mea personală, încerc să mă organizez. Tu ai o soție, tu ai o prietenă? Nu. Ah, ok. Momentan nu. Bun de știut. Ați auzit, da? Ok, perfect. Doar natura. Natura doar este prietena. De unde a venit? Din anul 2016, practic atunci a început să devină totul mai serios, pentru că mi-am achiziționat primul aparat foto și treptat am început să fotografiez, am început cu natura și apoi partea de wildlife. Te vezi făcând și asta? Am avut în anul 2019 o expoziție, în anul 2020 am avut prima expoziție foto virtuală din România, din cauza pandemiei nu am putut organiza una în carne și oase și anul acesta am avut un proiect care se numește Aripi, în care am făcut un album foto împreună cu Diana Turcu, prin care încercăm să aducem copiii cât mai aproape de natură. Acest proiect a devenit material didactic și a avut lansarea pe 21 octombrie la Cluj. A ajuns în 15 grădinițe din Cluj. Sperăm ca pe viitor să reușim să ducem proiectul mai sus și să ajungă în cât mai multe locații. Mm-hmm. La voi e mai simplu, vă înțelegeți reciproc, știți despre ce e vorba, doi campioni mondiali într-o singură casă. E destul de încăpătoare? Este destul de încăpătoare, are loc pentru multe medalii, numai să le obținem pe toate. Anul acesta a fost un an foarte bun pentru noi, fiindcă am câștigat amândoi, atât la campionatul european, cât și la cel mondial. Și ne bucurăm că am reușit să facem în familie acest lucru. Ai mai multe emoții când te uiți la soția sau când intri tu în barcă? Când mă uit la soție, am cele mai mari emoții. Chiar acum am descoperit cât de mari pot fi emoțiile. Îi dai sfaturi? Da, ne dăm reciproc presupun. Exact, da. Prima dată am privit-o la campionatul european și acum a fost invers. Ea a avut înainte finala și apoi acum la campionatul mondial am avut
eu. Știi că de foarte multe ori e foarte dificil să iei critică de la o persoană pe care o iubești cel mai tare. Da, dar și aceste critici le luăm constructive și încercăm să ne ajutăm cât de mult se poate. Ne ajută foarte mult că suntem amândoi în acest sistem și înțelegem. Da, nu știu Sergiu cum se descurcă el, dar pe noi ne ajută foarte mult și ne ajută că stăm și împreună în aceeași cameră de când suntem căsătoriți. Antrenorul italian a venit cu această idee, până să vină el nu a stat niciodată un băiat cu o fată în aceeași cameră, chiar dacă erau căsătoriți. De când a venit el, el a spus că așa îi se pare normal, da, și că vrea să stăm... Clar. Chiar... part of the family. Da? Voi ce faceți? Aveați ore de vizită? Înainte. A fost ca o provocare pentru noi, ne-am gândit că poate, nu știu, nu o să ne certăm sau nu o să ne fie da, bine. Chiar cum a fost? Că, mă, dacă o să am probleme să stau în aceeași cameră cu soția? Am avut aceste semne de întrebare. Dar nu, este dar foarte frumos. Ți-ai ordonat frumos lucrurile și ai mers mai departe. Eu oricum sunt foarte ordonat, am lucrurile puse la locul lor, nu are de ce să-și fac eu la grijă în privința asta. Dintre voi, cine e mai coleric? Cine se enervează primul? La cât am făcut amândoi, nu știu ce se enervează primul. Dacă de dacă subtil a ratat cu degetul. Da, da, așa ai făcut? Nu. Da, da. Doar un tic. Cine da, cedează primul într-o ceartă? Cine? Dintre voi, dacă cedează aveți... primul. Cine cedează primul? Cred că eu. Nu prea am avut noi certuri, ne-am înțeles. Mă rog, din astea, da. Da, după cum am mai zis și Sergiu, am preferat să tăcem amândoi. De obicei eu încerc să evit certurile și chiar dacă se ivește vreuna, las de la mine doar ca să fie... Deci cine vine primul și zice, bă, îmi pare rău, am greșit-o de data asta? Amândoi. Deodată. Cine e mai calculat și cine e mai emoțional? Cine e mai pe program X, Y, Z și cine e mai cu emoții? Suntem amândoi destul de emoționali. Da, și pe fix niște așa cu programul și... Și cine ia ultima decizie? Uite, așa trebuie. Așa face. Marius. Da. Experiența. Și... Bă, mi se pare cumva normal. Da. Experiența. Am aici un exercițiu de imaginație interesant, dacă vreți să participăm la el. Pe scurt, aș dori să completați niște afirmații pe rând, dar hai să stabilim, facem Marius primul, dar după aia tu primul, ca să nu-ți dăm timp de gândire prea mult de fiecare dată. Așa, prima e așa, dacă m-aș întoarce în trecut în evoluția mea sportivă, aș schimba... programul de antrenament. Și tu? Trebuie să răspunzi și tu, al doilea. Repede? Da, repede, pe asta e fulger. Întrebări fulger sunt astea. Acum sunteți încălzit. Motivația mea. Aha. Din ce în ce? Știu că pot mai mult. Ok. Mai departe. Dacă aș putea să mă teleportez pe orice lac / canal special amenajat din lume în acest moment pentru a mă antrena, m-aș duce... Luțerna. Franța. În Franța? De ce? Am participat în 2015 la un campionat mondial acolo, pe un lac, Agubelet, un lac foarte frumos, o apă de o culoare nemai întâlnită. Eram foarte fascinat de acea apă când eram, parcă nu eram pe o apă, efectiv. Era un turcoaz așa frumos și tot timpul a rămas cu gândul acolo. Și acolo, la Luțerna, ce? La Luțerna e un peisaj fantastic. Nu, atașament, nu. E un peisaj, acolo se desfășoară cam în fiecare an competițiile, cupele mondiale și peisajul montanii fantastic. Dacă aș avea 1.000.000 de euro, i-aș investi în lumea canotajului pentru viitorii sportivi astfel. Bază sportivă la Suceava. La Suceava. Să fim bucovinii, din moldovenii mai aproape de casă. Că ziceați că sunt și mulți. Adică da, de ce să mai facă drumul? Cea mai mare parte. Deci poate aud și autoritățile. Sau dacă nu, cu autostradă de la Suceava la București. Sau aia, mai repede. Aia a început, nu? Că kilometri are. Dar stai. Nu s-a terminat. Sau un kilometru. Sau altceva care ne-ar ajuta pe noi foarte mult.
Bine, nu știu dacă e suficient un milion de euro o pistă olimpică. Mm-hmm. Dacă aș putea lua masa cu orice personalitate sportivă din lume, aș alege pe... Cristiano Ronaldo. Și? Eu nu le am cu fotbalul. Adică nu... Oricine. Sunt... Oricine. Oricine din sport. Sunt așa multe nume încât e greu să... Cu mine. Cu el? Luați masa în fiecare zi de 3 ori pe zi? Așa, hai să facem alt exercițiu. Dacă aș lua o pauză de canotaj pentru 6 luni, m-aș concentra pe... Fotografii. Călătorii. A, îți place să călătorești? Da. Interesant. Unde? Unde visezi să mergi? Oriunde. În întreaga lume, fiindcă să încerc experiențe noi din toate locurile. Dacă aș putea fi prezent la un moment istoric din trecut, care ar fi acesta? Moment istoric. Unde ai fi vrut să fii și n-ai putut? Nu știu, poate mi-ar place tot să particip la un campionat, la Jocurile Olimpice, de fapt, în canotaj, de la Barcelona din 1992. Au fost speciale? Da, au fost speciale, au fost foarte multe medalii și... Medalii pentru România? Exact, da. Uh-huh. Cine? Au fost atât și la băieți cât și la fete medalii. Cred că și doamna Elisabeta atunci a, mai mult ca sigur, a câștigat, fiindcă ea este sportiva cu cele mai multe medalii la canotaj. Medalii olimpice, 5 la număr. Am avut șansa să o cunosc și o salut cu drag. E o persoană incredibilă, da. O persoană extraordinară. Atâta emoție și e atât de cinstită în a o exprima și chiar am văzut zilele trecute un video de pe canalul Federației de Canotaj cu ziua în care voi ați câștigat campionatul mondial. Doamne, cum se exprima acolo și cum se ruga și a apărut cu un bănuț pe care e superstițioasă. E la mine bănuțul. E la tine? L-am aici, l-am pus bine și mi-a zis doamna Elisabeta că dacă îl pierd am încurcat. Uite-l, mă, deci, deci bănuțul... Dar știi stai, stai, e fix bănuțul stai. De la... Da, e polonez. Este polonez. E Groș. Ah, okay. E bănuțul pe care l-a găsit doamna Limpă. Am pielea de găină. Nu e nimic întâmplător și eu cred foarte puternic în chestia asta. Și vedeam că dânsa a găsit cu o seară înainte bănuțul ăsta. N-a spus nimic și după aia știam eu, uite, asta e un semn. Uite, am găsit, da, mi l-a arătat și mi l-a dat după finala. A, ce frumos, ce frumos. Chiar în ziua finalei ne-am întâlnit cu dânsa la cortul nostru înainte de cursă și m-a chemat la dânsa și mi-a arătat, uite ce am găsit. Și i-am spus, dați-mi să văd, m-am uitat așa pe bănuț. Da, m-am uitat pe bănuț și zic, scrie Men's Pair, adică proba noastră. Și chiar, vă ajută și ea, vă da sfaturi? Da, da, ne susține în totalitate. Tot timpul când avem nevoie, apelăm la dânsa și ne ajută cu... Da, e o persoană foarte importantă în ceea ce privește organizarea și conducerea federației. Adică se luptă pentru noi... Să știi că asta am simțit urmărind acest video. Mi s-a părut că sunteți o mare familie acolo și că vă încurajați și că e energie foarte bună. Și chiar mă gândeam, zic, uite cât de frumoasă e energia care s-a creat acolo și e clar că ea e una dintre vinovații responsabili pentru chestia asta atât de frumoasă. Acum, podcastul nostru se cheamă Eu la puterea tu, pentru că noi doi credem foarte puternic că succesul nostru în viață depinde foarte mult de relațiile pe care le avem cu ceilalți și de chimia între doi oameni. Și aș vrea să încheiem în felul următor. Aș vrea să ne spuneți fiecare trei lucruri esențiale pentru ca o relație ca a voastră, de parteneri, de sportivi și nu numai, să funcționeze. Ce credeți voi că este esențial pentru ca o relație să funcționeze bine și eventual să ducă la performanță și succes? Da, încep eu.
Primul lucru, comunicarea. Comunicarea. Da, atâta timp cât este o comunicare, știi problemele celuilalt sau ale bărcii, să zic așa. Răbdarea și perseverența. Vorbind din experiențele pe care le-am trăit cu Marius anul acesta, consider că răbdarea, înțelegerea și comunicarea sunt trei cuvinte cheie. Pentru că de fiecare dată când am avut o neînțelegere, am comunicat. Atunci când eram nerăbdători, unul dintre noi, celălalt se tempera. Și așa am reușit să ajungem la aceste rezultate fabuloase. Deci, Elvira, răbdare, înțelegere, comunicare. Și comunicare. Ți-ai scris, da? Mi-am scris. Perfect. Sper că ți-ai scris și tu, pentru că și noi avem nevoie de asta. Uite aici, Lambert. Vă mulțumim frumos. Da, iată, da. Vreau să subliniez ceva. Nu știu dacă ai observat, dar până acum comunicare era un cuvânt care era foarte important în când vorbeam despre relații. Da, în toate episoadele pe care le-am înregistrat despre relații și despre cupluri, mereu a apărut comunicarea, da. Ceea ce e clar că e foarte importantă. Repet, notez, răbdare, înțelegere și comunicare. Vă mulțumim frumos pentru exemplul vostru. Vă felicităm din toată inima. Suntem mândri și onorați că am stat la acea masă cu voi. A fost o reală plăcere și nu vă mai ținem, pentru că știm că la ora 13 fix aveți masa. Sper să nu o pierdeți din cauza noastră, pentru că am înțeles că dacă n-ajungeți la 1, nici că mai prindeți prânzul. Deci, mulțumim încă o dată, respect, ne faceți mândri că suntem români și am învățat multe de la voi. Mulțumim frumos! Cu mare drag și mulțumim și noi pentru invitație. Sperăm să ne revedem curând cu rezultate la fel de... Cu siguranță eu mi-aș dori să facem și a doua parte, pentru că înțeleg că a fost primul podcast pentru voi. Da, da. Sunt onorat. Suntem onorați. Vă mulțumim frumos. Mulțumim și noi, vă mulțumim. Zooniverse Podcasts.